Șapca magică. Odată, într-o comună, nu departe de oraș, trăia Coco. Era un băiețel deștept. Tatălui Coco avea un magazin de pălării, exact în centrul orășelului. Deși Coco era doar un copil, tatăl lui îl lăsa adeseori la magazin în locul său. Coco era un vânzător bun și era bun și la matematică. Deseori făcea vânzări bune și făcea un profit decent. Și tatăl său îi admira priceperea, dar își făcea griji pentru fiul său. Dragule, Coco mi-a spus despre profitul pe care l-a făcut azi. Se descurcă bine, nu-i așa? Oh, mi-ar plăcea să-l văd un mare om de afaceri într-o zi. Băiatul are talent fără îndoială, Cara, dar trebuie să avem grijă la aroganța lui care crește pe zi ce trece. Ce aroganță? E bun la vânzări! Asta-i tot! Îți faci prea multe griji! Bună, Coco! Pot să văd un melon din acelea? Tata mă duce la o mormântare și nu am ce să port cu costumul meu negru. Melonul e pentru adulți. Ce-ar fi să-ți iei o pălărie de vrăjitoare și să o porți pe aia la înmormântare? O pălărie de vrăjitoare? Nu ar fi cam nepotrivit? De ce să fie nepotrivit? Ceea ce cauți tu este diferit, prietene. Va fi diferit, cu siguranță. E puțin tel mai scumpă decât un melon, dar asta poartă toată lumea zilele astea. E noua modă. O să-ți stea bine? Bine atunci! Hai, vino să-ți arăt! Uite, tată, am vândut pălăria de vrăjitoare! Vezi cât am câștigat? În sfârșit! Pălăria aia stătea aici de ani de zile! Cui ai vândut-o? Lui Ben! Ben? Prietenul tău, Ben? La ce-i trebuia lui o pălărie de vrăjitoare? Nu-i trebuia. I-am creat eu o nevoie. Nu așa faci tu afaceri, tată? Creând o cerere? Stai! Nu-mi prea place treaba asta. Ce ai făcut? Cum ai creat o nevoie când el nu o avea? Simplu. L-am convins să cumpere pălăria și să o poarte la o înmormântare la care mergea cu tatăl lui. Ce ai făcut? Înmormântările sunt ca să ne arătăm respectul pentru cei morți, Coco. Ai trimis un băiat la o mormântare cu o pălărie de vrăjitoare? E o înmormântare, nu o petrecere cu costume. Ce mai contează? A fost un târg bun. Am făcut bani din asta. Uite, sunt 5 dolari. Doar pentru că ai făcut niște bani din asta, nu înseamnă că ai făcut un târg bun, Coco. Trebuie să te gândești la acțiunile tale. Ce ai face dacă tatăl lui vine încoace și își cere banii înapoi? Nu cred că e corect. Dacă tatăl lui Ben își cere banii înapoi, o să-i spunem un nu clar și limpede. Târgul e târg. Ce face Ben cu pălăria aia e treaba lui de acum. Credeam că o să fii bucuros că am scăpat de pălăria aia stupidă. Coco a ieșit din magazin nervos. Nu putea înțelege de ce tatăl lui nu s-a bucurat. Făcuse un profit bun. Pe de altă parte, tatăl lui Coco era din ce în ce mai îngrijorat pentru el. Voia ca fiul lui să înțeleagă că trebuie să te gândești la consecințele acțiunilor tale. În noaptea aceea, tatăl lui Coco a văzut o stea căzătoare. Și-a închis ochii și și-a dorit ca fiul lui să fie bine. Voia ca fiul său să gândească înainte să acționeze. Steaua i-a auzit dorința. În noaptea aceea, Coco a avut un vis. Bună, Coco! Unde sunt? Tu cine ești? Eu sunt o zână și am venit să-ți dau un cadou. Un cadou?
E datorită târgului bun pe care l-am făcut azi la magazin? Știam eu! Bine, poftim! Asta e o șapcă magică. De fiecare dată când o vei purta și o vei scoate de pe cap, ai să găsești o monedă de aur înăuntru. Wow! O să fiu bogat! Dar ține minte, Coco, dacă folosești șapca asta mai mult de 3 ori, atunci în schimbul fiecărei monede vei pierde 3 centimetri din înălțime. Și deci o să devin mai scund de fiecare dată când primesc o monedă de aur? Bine, o să-mi aduc aminte de asta. Folosește-o cu înțelepciune. Bună dimineața, Coco! Ce? Ce? Sper că ai dormit bine. Ah, da, așa e. Se pare că nu mai ești supărat pe mine. Asta e bine. Oh, adică... Da, bine, sunt bine. Mulțumesc. Nu trebuia să-ți fi adus aminte, cred. Ai strigat la mine când nici măcar nu era vina mea. Coco, sper că ai să înțelegi într-o zi că orice spun sau fac e spre binele tău. Oricum, mama ta și cu mine plecăm din oraș. Ne întoarcem până diseară. Să fii cu minte, bine? Dar Coco nu a răspuns. Ei nu înțeleg cât de important e să profiți de o ocazie. Singurul meu scop e să fac profit din șepcile astea. Stai! Șapca magică! Unde e șapca mea magică? Coco s-a dat jos din pat și s-a uitat în jur. Deodată a văzut ceva sub pernă. Șapca mea magică! Bucuros, Coco și-a pus-o pe cap și a scos-o. Șapca avea o monedă de aur înăuntru. Coco s-a bucurat foarte tare. Acum voi fi cel mai bogat bocat! Să mai fac asta încă o dată! S-a grăbit să-și pună șapca pe cap din nou și a scos-o. Și iată, o altă monedă de aur! Coco și-a amintit foarte bine ce i-a spus Zâna. Dacă folosești șapca asta mai mult de 3 ori, atunci în schimbul fiecărei monede vei pierde 3 centimetri din înălțime. E destul pentru săptămâna asta, cred. Am să o folosesc încă o dată când mama și tata se întorc acasă. Vor fi așa de încântați! Coco și-a pus cu grijă șapca în dulap și a continuat să-și vadă de treburile lui zilnice. Se simțea foarte fericit, dar se tot gândea la șapca din dulap. Orice ar fi făcut, nu și-o putea scoate din minte. Chiar ar trebui să mă tund, dar nu am niciun ban. Ce să fac acum? Păi, aș putea folosi șapca, totuși vreau să-i aștept pe mama și tata. Vor fi încântați să vadă cât de norocos e fiul lor. Dar stai, nu sunt un puș care să facă un truc magic, nu-i așa? De ce să nu le arăt banii în schimb? Da, am să folosesc șapca încă o dată și am să le arăt 3 monede de aur. Coco a făcut cum a vrut. Era foarte fericit să aibă 3 monede de aur în mână, dar... Doar 3 monede de aur nu sunt de ajuns și dacă stai să te gândești, sunt mai înalt decât toți prietenii mei. Poate dacă pierd 3 centimetri, nu o să mă doară prea tare. Și exact asta s-a întâmplat. Coco a găsit o altă monedă și în schimbul ei a pierdut 3 centimetri din înălțime. Vezi? Nu e mult de pierdut. Nimeni nu o să afle niciodată că am pierdut 3 centimetri. Păi, 1, 2, 3, 4... Nu sunt destul de mulțumit. Ar părea caragios să le dau părinților mei doar 4 monede... Dacă tot e să-mi pierd înălțimea, măcar să fac o averă din asta. În plus, sunt foarte tânăr. Am mult timp să cresc în înălțime.
Trebuie să folosesc la maximum treaba asta. Fără să se gândească la rezultat, Coco a continuat să scoată monede din șapcă. Și în curând, monedele stăteau grămadă pe podea. Uhu! Ia te uită! Asta numesc eu un târg bun. O să revin la înălțimea mea în câteva luni și voi fi și bogat. Acum mă pot duce liniștit la culcare. Dar Coco nu și-a dat seama de un lucru. A? Oh, nu! A durat ani întregi să crească în înălțime și a renunțat la ei în câteva minute. Stai! Asta înseamnă că am să-mi recuperez înălțimea în câțiva ani? Oh, nu! Oh, nu! Ce mă fac? Cum îmi recapăt înălțimea? Nu! Nu pot face nimic! Nu ajung la pat, nu ajung la bufetul din bucătărie să iau biscuiți și nici măcar nu mă pot duce la magazin! Nu! Coco a luat repede șapca din dulap din nou și a scuturat-o tare. Îi era frică să-și o pună pe cap, așa că a luat monedele de aur de pe jos și a încercat să le pună înapoi în șapcă. Ia-i! Ia-ți toți banii înapoi! Ia-ți aurul! Fă-mă înalt din nou, te rog! Fă ceva, șapcă stupidă! Coco trântii monedele atât de tare încât șapca s-a rupt. Nu! Ce mă fac acum? După ce a plâns câteva minute, Coco a adormit și a avut încă un vis. Coco, unde ești? Aici sunt, privește jos. Vai de mine! Ce ai făcut? Ți-am spus să nu folosești. Da, știu, dar am vrut doar să fac un târg bun. Credeam că să pierd 3 cm din înălțime pentru o monedă de aur era cea mai ușoară cale de a deveni bogat. Coco, să faci un târg bun nu înseamnă mereu să alegi calea cea mai ușoară. Trebuie să gândești înainte de a acționa. Trebuie să te gândești la rezultatul acțiunilor. Hai, spune-mi, ție ți se pare acum că e un târg bun? Nu, chiar deloc. Mi se pare neglijent și stupid din partea mea să-mi dau la schimb înălțimea. Exact! Dacă te-ai fi gândit la asta atunci, ai fi ales calea cea bună. Știu, mi-am dat seama de greșeala mea. Și acum, spune-mi, ce vrei să fac acum? Pot lua șapca înapoi și vei fi la fel de înalt ca înainte. Nu se va schimba nimic. Sau poți păstra aurul și să aștepți ani de zile până îți recapeți înălțimea. Nu, nici vorbă! Ia șapca și tot aurul înapoi și fă-mă iar înalt așa cum eram. Nu trebuie să se schimbe nimic. Avem un magazin și eu sunt încă la școală. Am să-mi câștig propriul aur și știu că părinții mei vor fi fericiți. E o alegere bună, Coco! Poftim! Când Coco s-a trezit, era întins pe podea. Când s-a ridicat, și-a dat seama că e din nou în corpul lui de dinainte. Chiar atunci, se auzi soneria. S-a dus să deschidă. Da, tati! Dar cât de mult am lipsit! Îmi pare rău, tati. Înțeleg acum, ai avut dreptate. Doar pentru că sună ușor, nu înseamnă că e un târg bun. Mă voi gândi mereu la efectele acțiunilor mele. Oh, ți-ai dat seama de unul singur? Poate ar trebui să te las singur mai des. Nu, niciodată! Coco l-a strâns tare pe tatăl său în brațe și a promis să nu mai acționeze niciodată fără să se gândească la viitor. Sfârșit!